Bine ai venit, draga mea! Felicitări! Tocmai ai terminat acest curs minunat de analiză tranzacțională. Spune-mi, te rog, câți ani ai, cum te numești, în ce oraș locuiești, ce profesie ai? Da, bună, Simona! Mă numesc Ticușor Maria. Vin de la întorsura Buzăului, dar locuiesc în Italia în 2003. Profesie, deci la bază sunt confecționist, dar aici în Italia lucrez la curățenie. Care mi-a întrebare? Cam atât. Din ce oraș erai? Ai răspuns la tot. Cum te cheamă? Câți ani ai? Mai era? Da, 40 de ani am. Ok, super. Spune-mi, te rog, ce ai învățat la acest curs? Da, deci ce am învățat? Ce suntem noi în partea asta așa a nevăzutului, să zic așa, din ce suntem noi compuși? Pacul ăsta nostru cu care am venit în lume și care... să zic așa, nu am avut creșterea asta de fapt ce suntem noi dincolo de partea asta vizibilă. Și da, deci este un lucru extraordinar. Deci suntem mai mult de ceea ce credem noi că suntem. Da. Superb, superb. Ce te-a determinat să vii la acest curs? Ce te-a determinat să o alegi pe Loredana Latiș și Academia? Da, Loredana Latiș este, o consider așa, o cunosc de ceva vreme, o consider așa ca și cum face parte de familia mea, de viața mea, o urmăresc foarte mult. Pe lângă faptul de cunoștințele ei, transmite foarte mult din experiența ei, este autentică, îți transmite deci comunică cu fiecare celulă a ei, îți transmite energie, bucurie, încredere, susținere, deci pentru mine e extraordinar. Deci se vede că nu vorbește din cărți, se vede că pune suflet în ceea ce face și ține foarte mult ca să ajungă mesajul la toată lumea. Da. Și pentru mine este un om extraordinar, este o inspirație, este un mentor, este ceea ce aveam nevoie și de care am tânjit și mi-a lipsit o viață întreagă. Persoanele ca Loredana și persoanele ca voi toți care faceți parte din Academie, faceți parte și din viața mea și sunt foarte recunoscătoare pentru lucrul acesta. Mulțumesc Universului că mi-a dat oportunitatea asta să faceți parte din viața mea. Da. Mulțumesc. Superb. Spune-mi, te rog, unde, când și cu cine vei folosi ceea ce ai învățat la acest curs? Începând de aici, de unde sunt, din clipa în care mă aflu, aplic cu mine, cu siguranță cursul acesta, deci ăsta este un început, așa cum ai explicat atât de frumos cu lumina, da, deci chiar o citisire într-o carte că într-o stanță, zi stanță, știu că și tu locuiești în Italia și mă înțelegi. Într-o locuință, într-o cameră unde n-a mai fost lumină de ce știu, de 3 secole, se poate lumina chiar într-o fracțiune de secundă, deci nu contează cât timp a stat în întuneric, acea cameră se poate lumina chiar într-o secundă, în fracțiune de secundă, da. O să aplic cu mine, o să aplic cu cei dragi din viața mea. Și chiar îmi doresc lucrul acesta să fie o inspirație pentru cei nați că se poate și chiar merităm să trăim mai bine și mai frumos și mai sănătos. Deci merităm lucrul ăsta. Deci chiar cred că
că este dreptul nostru. Este dreptul nostru și ni se cuvine să-l avem, deci să trăim frumos, să trăim frumos și bine și sănătoși, că de fapt viața este despre lucrul acesta. Da. Superb, superb. A meritat investiția? Oh, da, 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 a meritat. A meritat și când spun lucrul ăsta, eu am investit foarte mult în lucruri materiale, în, cum zice aici în Italia, cațate. Da, deci am fost programată, să zic așa, pentru, și cred că fiecare, mai ales în România, dar cei care am prins și comunism și așa, am fost programați pentru supraviviență, pentru a supraviețui și să ai, deci doar când ai, atunci poți să fii și lucrul acesta, deci sunt două cuvinte că dacă le inversezi, îți schimbă viața și destine. Deci, ca să fii și pur să ai, deci e un lucru extraordinar, da? Să ne bucurăm de călătorie, așa cum ne învață Loredana, este mai important ca destinația, da. E wow, e super. Super, mă bucur. Spune-mi, ai cumva un mesaj pentru cei ce te ascult acum, pentru Loredana Latiș, pentru colegi? Un mesaj, ce aș putea să transmit? În primul rând, recunoștință. Recunoștință vreau să transmit, cred că nu am modalitate, nu cred că există modalitate să transmit toată recunoștința pe care o am față de Loredana și față de Academie, de instrumentele acestea, de toți care au pus suflet și timp pentru a scoate în evidență lucrurile acestea, da. Maximă recunoștință și iubire pentru toți, pentru Loredana și pentru toată lumea și pentru cei care ascultă și chiar îmi doresc lucrul acesta ca să ajungă instrumentele astea să facă parte din viața la fiecăruia. Chiar merităm lucrul ăsta, cu siguranță. Exact. Toată lumea merită lucrul ăsta. Da. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc tare, tare, tare mult. Cam asta a fost tot. Îți mulțumesc.